Salvamontiștii hunedoreni au intervenit la finele săptămânii trecute pentru a ajuta un turist a cărui stare de sănătate s-a agravat în timp ce se afla înretezat, mai exact la Gențiana. Salvatorii montani au solicitat însă sprijinul unui elicopter, iar bărbatul a fost transportat la spitalul din Hațeg. Un bărbat în vârstă de 60 de ani din Caransebeș a ajuns la spital cu ajutorul unui elicopter după ce salvamontiștii, ajunși în Valea Pietrelei din masivul retezat, au constatat că pentru a-l coborî din munte ar fi fost nevoie de cel puțin 3 ore, iar starea sa de sănătate era precară. Am primit un telefon prin 112, iar echipa de prim răspuns, care e cantonată în Răușor, a plecat la intervenție, unde se afla pe Valea Pietre la refugiu Gențiana, o persoană cu afecțiuni renale, un blocaj renal. Plecaseră ceva pietre, după câte am înțeles eu mai târziu, la rinichi. Echipa a ajuns la fața locului, a imobilizat persoana, însă transportul acesteia până la întâlnirea cu ambulanța ar fi necesitat în jur de 3 ore, vremea foarte rece și drumul cam punea probleme nu atât pentru salvator, ci pentru persoana care trebuia dusă în siguranță, mai ales că avea o problemă cu rinichi. Și atunci am apelat la echipajul Aero Smurt Târgu Mureș, care a venit în întâmpinare. A fost luat un salvator montan de la Răușor cu echipamentul pentru troliere. A fost troliat la cabana Gențiana, de unde a ridicat victima și predată la spitalul Hațeg.